Dacă sufletul tău înțelege de la rob până la imnul și rugi, te salut tinere în Adidas, te salut generație în blugi. Dacă sufletul tău înțelege de la rob până la imnul și rugi, te salut tinere în Adidas, niște tineri marcați de folk și rock, ce au nevoie în țară de spirit și de toate. Și dacă nu am face cultură pentru ei, ei și-ar lua în taină de prin străinătate. Și noi am fost excentrici și noi am fost culiți, nici noi n-am mers la baluri să vânguim tangouri. De ce să trecem astăzi drept niște încuiați pe care îi acrește și enervează noul? Extraordinar! Și un om la focul mic în casa lor sărmană, Iisus! Îmi amintesc și astăzi cu multă emoție când am cântat pentru prima oară cântecul meu Trei sferturi în cer în concertul Cenaclului Flacăra, pe care l-am susținut la Casa Studenților din București în primăvara anului 1999. Poetul Adrian Păunescu a fost și el emoționat și eu de asemenea, pentru că piesa a avut un mare succes. Acum 48 de ani, într-o zi de septembrie, lua naștere Cenaclul Flacăra, fenomen cultural al României anilor 70-80, care prin spectacolele sale a influențat o generație întreagă de tineri ce își căutau libertatea prin muzică și poezie. Tineri inspirați de tinerimea hipiotă de peste hotare, frumoși visători cu plete rebele în legendarii blue jeans, îndrăzneții acelor vremuri în care îndrăzneala era periculoasă. Salut! Salut! Tinerețe Adidas, te salut! Te salut! După o pauză de 5 ani, în 1990, Cenaclul era reluat sub titlul Totuși iubirea. Povestea artistei Mădălina Amon este una dintre cele mai frumoase povești despre folk. O poveste despre lungul drum de la dorință până la cântec, de la emoția spectatorului până la bucuria artistului. O poveste despre voci pătimașe, simțiri fierbinți și mâini concentrate pe chitare, de parcă acolo, pe coardele acelea fragile, s-ar fi adunat toată libertatea, tot adevărul și frumusețea lucrurilor simple. Flacăra a însemnat foarte mult pentru mine în anii copilăriei și adolescenței mele. Am mers cu mare bucurie în momentul în care am realizat că Cenaclul Flacăra revine în anii 90 și la al doilea concert pe care l-a susținut în Craiova am fost împreună cu un grup de prieteni care, fără știrea mea, au trimis un bilețel. Poetul a primit biletul și, cum făcea de obicei, îl citea pentru toată lumea. În bilețel scria foarte simplu: vrem să ne cânte Mădălina. Am avut o emoție foarte, foarte mare, dar uite așa am ajuns să cânt pentru prima oară în anul 1991 și de atunci poetul m-a invitat să cânt, m-a invitat să merg cu ei, însă eu nu puteam la vremea respectivă. Și de câte ori au venit în Craiova, în anii 92, 93, 94 și 95, am fost alături de ei. Din anul 1996 pot spune că am fost cu ei membru activ și de atunci am rămas până când poetul nu a mai fost. Ah, ah, ah,
miroase a noaptea pierderii de sine, venită la țărânci să le îmbete și pâlpâie umane siluete prin straniul nădușitele vitrine. În cârciumă beau drogul împreună, pe când în sat de aici până departe miroase a mustafân și a frunze moarte, miroase a toamnă până sus în lună, miroase a noapte care se răzbună, miroase a neștiutor de carte, miroase a mustafân și a frunze moarte, miroase a toamnă până sus în lună, miroase a noapte care se răzbună, miroase a neștiutori de carte, miroase a mustafân și a frunze moarte. Era în vremea lui 2010, când, dintr-un vis mai vechi și o dorință până atunci nemărturisită, din dragoste de libertate și din bucuria de a transforma libertatea în cultură, Mădălina Amon reaprindea flacăra cenaclului și înființa clubul Generația Folk, pentru ei, copiii de astăzi, și pentru noi, cei de ieri, pentru că avem nevoie să visăm, să iubim, să credem în iubire, în noi înșine și în cei de lângă noi. Ca om și ca artist, cred în iubire. Generația Folk s-a născut tot din iubire. Am vrut să fie un răspuns la tot ceea ce mi-a dăruit mie Cenacul Flacăra și Adrian Păunescu. În anul 2010, pe 26 iulie, s-a născut Generația Folk, dar aș fi vrut cumva să îi fac o surpriză frumoasă poetului, ducând chiar la el acasă această mică grupare la vremea respectivă. Nu s-a mai putut întâmpla acest lucru, pentru că pe 5 noiembrie 2010 poetul a murit. Dar iubirea a rămas și Generația Folk a mers mai departe. Sunt seri cu emoții de care ne bucurăm, sunt povești cu bucurii și tristeți de care să ne amintim, sunt oameni cu vise frumoase, alături de care visăm și sunt întâmplări, întâmplări care ne aduc seri cu emoții, povești cu bucurii și tristeți, oameni cu vise frumoase. Se întâmplă în Craiova de o vreme, vreme de 10 ani, de când Mădălina Amon și a sa Generație Folk ne-au convins să închidem ochii și să ascultăm, suficient cât să scoatem vinilurile prăfuite din sertarele pe care adesea nu ne îndurăm să le deschidem, de teamă să nu se piardă povestea. Au trecut ani cu Generația Folk și eu am încercat să le spun povestea Cenacului Flacăra. De la 1 la 3 copii, apoi la 5 și apoi grupe de câte 2, 3, 5 și s-a ajuns ca după 10 ani de activitate au trecut prin Generația Folk aproximativ 500 și ceva de copii. O minunată poveste de cultură și conștiință națională, de istorie trecută și prezentă. Povestea unei artiste care a îndrăznit să simtă și să gândească la spiritul hrănit și liber, dornic și capabil să zboare. O artistă care ne dăruiește poezii alese dintr-o mare de poezie și așezate pe muzică. Refrene ritmate de rime deștepte, profunde, vibrante, capabile să înfierbânte minți și suflete. Dat și ție să ajung
la începutul unei nopți prea lungi și la sfârșitul unui joc prea scurt de descoperit și dobândit prin furt. Să te tot uiți cu frică înapoi, de parcă-n valuri hai te decopoi, sarnă pustii spre tine din adins, să-ți bea cu sete sângele încins, să-ți hărtănească trupul desfrunzit dintr-un instinct prea greu de îmblânzit, prea greu de stăpânit sau de schimbat, și pe sub tâmple vei simți cum bat secunde goare într-un ritm alert, și n-am să fiu acolo să te iert, și ai să cuprinzi în brațe noaptea grea, prea vinovat de iubirea mea, prea vinovatule de iubirea mea. Da, da, hey. La distanță de două generații între cenaclul Flacăra și generația folk de astăzi, nicio diferență. Și acum, ca și atunci, se face cultură, se recită și se cântă folk și rock. Vibrează suflete și coarde de chitare, se afirmă talente, se nasc nostalgii, se strigă din piepturi lumină, luptă, libertate. Eu am crescut în generația folk. Pot să zic că ce sunt astăzi sunt datorită generației folk și acestui mediu. Puteam să recităm poezii, puteam să cântăm, puteam să ne arătăm și compozițiile noastre, iar frumusețea era că noi am crescut și ne-am dezvoltat împreună, eu și colegii mei și prietenii de altfel. Pe lângă orele de chitară, am învățat să compunem, am învățat să comunicăm, am învățat să fim creativi și să ne scoatem partea creativă și artistică din noi din ce în ce mai mult. Generația folk o consider un loc de suflet. Aici am învățat primele acorduri la chitară, am cunoscut oameni absolut minunați, am legat multe prietenii frumoase, am participat la multe festivaluri, concerte. Generația folk a devenit o emblemă cetății Băniei și cred că suntem deja recunoscuți, cel puțin în țara noastră, ca iubitori de muzică folk și cultură. Îi văd pe copii aceștia din generație cântând piese patriotice, când vorbesc cu ei despre Iancu, despre Mihai Viteazu, despre Ștefan cel Mare, și îi văd deschiși la aceste valori, am un sentiment puternic de mare bucurie și satisfacție și încredere mare că valorile nu ni se pierd, merg mai departe, ei vor păstra ceea ce alții ne-au lăsat. O simțire ca la generația folk din Craiova, ca la acest grup de câteva zeci de copii și adolescenți din Craiova, nu există în țară. Ăsta chiar este cel mai frumos, cel mai
plin de roade, grup de poezie, muzică al generației, eu știu, de la 10 la 18 ani. Și e meritul celor care au scris cântecele, meritul artiștilor care le cântă, dar mai ales meritul celor care fac aici treaba foarte bună și îi învață pe copii, le arată că se poate și poezie și muzică. Mădălina Amon cântă versuri de leac. Povestea ei este una dintre cele mai frumoase povești despre folk. O poveste despre lungul drum de la dorință până la cântec, de la emoția spectatorului până la bucuria artistului. O poveste despre voci pătimașe, simțiri fierbinți și mâini concentrate pe chitare, de parcă acolo, pe coardele acelea fragile, s-ar fi adunat toată libertatea, tot adevărul și frumusețea lucrurilor simple. Tu nu mai poți pleca, eu nu mai vin. Și zboară vara harnică de tot. Tu nu mai vrei să vii, eu nu mai pot. De parcă între noi ar fi crescut un deal întreg cu iarbă de păscut și un infinit cu iarbă de cosit. Nici cosaș, nici turme n-am găsit. Ce mai rămâne e doar un dulce chin sub coșcovitul toamnei baldachin. Ce mai rămâne e doar un dulce chin covitul toamnei baldachin. Ce mai rămâne e doar un dulce chin sub coșcovitul toamnei baldachin.